Bun, maximizarea profitului. Înainte să vedem ce înseamnă lucrul ăsta și cum se rezolvă, ar trebui să definim ce înseamnă profitul. Știm în sens general că profitul ar însemna venituri totale minus costuri totale. Ok. Dar ce înseamnă, care sunt veniturile totale și care sunt costurile totale pentru un producător? Să zicem că noi avem o firmă. Da. O firmă. E așa o fabrică. Și producem un anumit bun. Nu știu. Mingi. Veniturile noastre totale, pe care înainte de asta, mingile astea le vindem la un anumit preț și producem o anumită cantitate. Veniturile noastre totale ar fi P ori Q. Prețul de vânzare ori cantitatea vândută. Asta este egal cu cifra de afaceri. Afacerea a firmei noastre. Bun. Dar care sunt costurile totale? Păi, avem două costuri. Capitalul și munca. Avem o dată capital și muncă. Care este costul capitalului? Practic, costul capitalului înseamnă costul investiției, costul banilor, costul banilor pe care i-am folosit ca să obținem, ca să facem investiția respectivă. Iar costul capitalului este exact rata dobânzii. De exemplu, dacă eu vreau să-mi deschid o firmă și apelez la un credit, nu știu, vreau să-mi deschid o firmă care și estimez eu că investiția mi-ar trebui o investiție de 100.000 de euro. Ia un credit de 100.000 de euro, iar costul acelui credit va fi exact rata dobânzii. La muncă, care este costul muncii? Costul muncitorilor, costul salariaților, este exact salariul. Nu da cu gluve. Dar dacă acum considerăm o funcție de producție de tip Cobb Douglas, deci Q este un F de L și K, da? Atunci o să scriem profitul ca veniturile totale încontate pe ori Q, deci avem un anumit preț ori F de L și K minus costurile totale. Iar costurile totale reprezintă o sumă a costurilor pe care le-am discutat mai sus. Adică minus, o paranteză, avem o dată costul capitalului, costul muncii, minus W ori L, plus R ori K. Dacă vrem să maximizăm profitul ăsta, și asta de fapt vrem să facem, da, asta presupune aici să derivăm, să punem condițiile de optim. Este exact ca la teoria consumatorului. Deci D rond F, D rond L egal cu 0 și D rond F, a D rond K egal cu 0. Asta este echivalent mai departe. Da? Cu P, iar aici derivăm pe F în funcție de L. Aici puteți să folosiți orice funcție de producție. Puteți să folosiți un Cobb Douglas și să vedeți exact cum iese. Deci minus W egal cu 0, pentru că aici avem doar pe L, dacă derivăm pe L aici, rămâne W, cu minusul din față rămâne minus W. Ok? Iar apoi aici rămâne P ori D rond F, D rond K, minus R egal cu 0. Ok? Sau, dacă vrem aici, scriem D rond F, D rond L, egal cu W pe P,
Deron, der, deron, capa, galcu, er, pepe. Iar din asta mai departe putem să-l scoatem pe L optim, pe capa optim și practic o să rezulte producția optimă de L și capa optim.